Ce zici? Nu putem ieși, tu vezi cât e stratul de zăpadă. Hai uite, să vedem. Până la jumate, genții. Uite. O să ții tu astea, să mă apuc eu de treabă. Da. Avem 20 de centimetri de zăpadă pe mașină. Bine ați revenit la noi pe canal. Azi noapte au căzut peste Chicago 23 de centimetri de zăpadă și astăzi ne aventurăm să vă arătăm și vouă zonele din prejur înzăpezite. Vrem să mergem într-un parc, pe lac și în downtown. Downtown probabil că nu o să vi-l arătăm în vlog, ci o să filmăm 4K cu GoPro-ul și punem înainte videoul, dar mai întâi să rezolvăm probleme cu mașina, că nu putem să ieșim. Eu nu ți-am împrumutat de la cineva o lopată. Hai la treabă. De la prietenii noștri mexicani. Trebuie să facem loc, că altfel nu putem ieși cu mașina. E clar că nu ieșim. Zăpada asta nu e o zăpadă înghețată, e foarte umedă. E grea. I know I've been not always honest to you. So many things I've done. So many lies I've told. I want to change. I want to change with you. Let me change. A început de ieri să cadă cât e un ful. Acum a stat. Nori. Ia uitați cât e de mare. S-au mai răzbunat. N-au metru de zăpadă și din coace. Să-ți mă așez în spatele lui. Mie acolo e... De precizat, eu am 1,68, 1,69, depinde de cum mă măsurați, dar e foarte mare. Bine, acolo e din cauza că... S-a strâns zăpada. Au strâns-o băieții. Dar oricum e destul de pufoasă, de consistentă. Let me change with you. If you want to stay, I will breathe you in. O să mergem acum în Niles, e cam cel mai aproape parc din zona de noi, parc mai mare. Inițial am vrut să mergem la Busy Woods, dar e la 45 de minute aproximativ și ne temem că drumurile nu sunt curățate, așa că decât să mergem degeaba, mai bine mergem la ceva apropiat. Vrem să filmăm puțin așa natura neatinsă, cu multă zăpadă, pentru că chiar dacă Chicago e renumit de frig și ierni grele, nu neapărat de zăpadă. N-a mai nins de mulți ani așa zdravân, așa că e șansa noastră să surprindem puțin natura înzăpezită. Și de acum o să încercăm să precizăm unde mergem, pentru că am văzut că avem mulți urmăritori din Chicago. Așa poate că, ne vedem pe aici, ne salutăm, mergem la o cafea împreună, noi nu avem temeri foarte mari, adică ne dorim să comunicăm cu oamenii, să relaționăm cu ei și dacă sunteți doritori care ne urmăriți și vreți să ieșim la o poveste, putem să o facem. Mai bine ies cu spatele decât să continui drumul în față. Se vede că în față e blocat. E o mașină de la Amazon care face distribuție de pachete și mai sunt câteva mașini. Poate că oamenii încearcă să scoată mașinile afară și de aia ies, patinează și nu reușesc și din cauza aia e blocat drumul. Încercăm să o luăm pe drumul principal. Voiam să mă întorc așa la principală, dar nu se poate. Dăm cu spatele. Deci un bun sfat să ne menținem pe drumurile principale. Letting go, yeah, it isn't easy.
Two hearts slowly breaking, living the highs and lows. I'm keeping busy, don't know if we were saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Cafe Coreto Sambuca. Enjoy. Simți? Simți aroma. Sănătate curată. Mai ales pe timp de iarnă. Ești bucuros că ai zăpadă în Chicago? Da, chiar îmi lipsea. Dacă mai pică și vreo doi munticei, niște delușoare pe aici, ar fi perfect. Dar încep să mă îndrăgostez de locul ăsta. Dar uite ce frumos e, totul e încărcat de zăpadă. Arată totul diferit, nu? Da, e tare. Iarna, dacă ar fi iarna așa tot timpul, n-ar fi rea. Pentru 2-3 zile acum, nu să țină 3 luni. Și vara, cu frumuseței. Uite, plin de jeepuri. E o chestie tare interesantă în America, faptul că firmele, societățile comerciale, restaurantele, în special, își plătesc colaboratori ca să le împingă zăpada. Foarte puțini sunt cei care o fac manual și cei mai mulți plătesc firme mici. De exemplu, eu, dacă am un Jeep, un 4x4, pot să-i atașez un plug în față și cu ăla să prestez servicii în perioada iernii pentru a împinge zăpada din parcările instituțiilor, parcările restaurantelor și așa mai departe. Și chiar când mi-am făcut asigurarea, puteam să precizez dacă îmi folosesc mașina și la scopul ăsta. Nu știu de ce țin ei să precizez așa ceva, dar ai opțiunea să o faci. Pare că avem noroc. Au curățat drumurile prin parc și putem să mergem cu mașina. Da, încă putem să ne și jucăm cu ea puțin. Să vedem mai încolo unde e mai larg. Nu avem tracțiune spate, dar dacă forțăm puțin, s-ar putea să ne învârtim cu mașinuța. Tot parcul e acoperit de o plapumă groasă de zăpadă și e foarte, foarte frumos. E cam povești, n-am mai văzut de mult timp Chicago așa. De fapt, nici nu știu dacă eu am prins vreo iarnă cu atât de multă zăpadă. Nu prea observați acum pentru că focusul e pe fața mea, dar hai să mă uit acum că ce face unul pe aici prostii. Hai să vă arăt și vouă cum arată natura și cât de frumos e parcul. Fade away, wither out, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray.
as a further we carry on through the fight, through the fight. Drona noastră supraviețuiește cu brio la temperaturile astea și la zăpadă. Ea, cred că, normal, ar trebui să nu o duci afară când sunt, cred că, sub 4 grade. Acum sunt 0, ninge, bate vântul și mititica de ea, nici 500 de grame, s-a descurcat tare, tare bine. Mergem mai în față să mai filmăm și în zona aia cu drona, de data asta, tura lui Ionuț, și să vedem ce mai surprindem pentru voi. Cum ți se pare parcul înzăpezit? Merge să te joci puțin cu mașina. Ar fi mai fain dacă ai tracțiune în spate, dar e posibil că nu mai ieși. După aia, dacă ieși cu tracțiune în spate, trebuie să te împingă cineva. Hai să merg eu. Am dezbrăcat ca să facem niște poze. Astea sunt eforturile pe care noi le depunem ca să facem o poză drăguță. Și mergem spre lac să vedem cum se prezintă lacul Michigan după această zăpadă, dacă e înghețat, n-am mai fost de mult. Să vedem lacul, nu știm încă pe unde, poate pe Granville sau în Evanston, nici nu știu. Poate în Evanston, să vedem cum arată. Northwestern University. Northwestern. Mergem acolo. Hai, antena cu parcul, ați văzut și voi din dronă, am reușit să ridicăm dronă, am făcut și o poză drăguță și hai să mergem. Ai văzut că mașina noastră are mustețe de dulbe. Da! Hai! Că toți suntem aproape de Jerry, am zis să intrăm înainte să luăm ceva fructe pentru săptămâna care vine. Ieri am fost la Aldi și la... care mai fost ieri? La Aldi și la Tony. Și astăzi mergem să luăm în Jerry niște fructe și cam atât. Vă arătăm și vouă puțin prin magazin, nu o să fac hol alimentar, dar vă arătăm câteva promoții și... Păi n-am fost la Tony, iubire, dar am luat parmezan. Am fost și la Walmart. Așa, hai să intrăm înăuntru. Nu vă arătăm foarte mult, nu din cauza că nu vrem, ci mai mult pentru că ultima dată ne-au zis să nu mai filmăm, că nu e voie, dar așa pe șustache, câteva prețuri și cum sunt aranjate produsele, încercăm. 49 de cenți libra, adică 450 de grame aproximativ. De broccoli. Castravetele, 50 de cenți. Două pachete la $1, 50 de cenți bucată. Băgăm în coș, că e verdeață și bună. 98 de cenți. Legătura de ridichie. Dita mai, un kilogram de ridichie. Vedem la. 3 o conopidă mov? Da, chiar mă gândeam că oare o spălat-o cu ceva haine mov? Wow! A prins culoarea. 98 de cenți libra de conopidă mov. Purple green. Orange purple. Humusul nostru preferat de la Cheddar, asta cu roasted red pepper, cu ardei copți, delicios. Luăm și ouă, astea costă $3. Înțeles că luăm și iaurt, kefir. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte din tinerețea noastră a celor din sub 89, halva. Asta era o delicatese în anii 80-90. Cât costă? $2 poundul. Jumătate de kilogram cu
8 lei. Vrei? Da, o să iau. Sau uite, mai sunt și alea ce-s mai speciale. Da, dar am mai avut din asta și nu mă cântă. E cu alune de pământ. Am terminat cumpărăturile. Le punem în portbagaj și mergem la lac. Uite ce acolo. Cheers! Am ajuns la lac, doar că ninge mult mai tare decât atunci când eram în parc și e mult mai frig. Cum te apropii de lac, cum bate un vânt și e mult mai rece ca în jurul orașului. Nu știu dacă auziți, pentru că avem microfonul pus cu dead cat, așa se numește un atașament care îl pui pe microfon, se numește mâță moartă, pentru că e așa pufos. Dar se aud valurile cum lovesc și vin cu gheață. De foarte tare, o să întorc camera și încercăm să filmăm, nu ridicând drona, că bate vântul tare de tot, dar e spectaculos. Parcă e ceva apocaliptic, așa-i? Dacă ați văzut filme americane în care anunță o furtună, o anunță cu 3 zile, cu o săptămână înainte, să vină o furtună de zăpadă, și oamenii încep să se pregătească, își cumpără lopeți, își cumpără tot felul de haine groase și așa mai departe. E așa arată aici zona asta a lacului și chiar orașul întreg, de fapt, că tot e sub nămeți de ieri, de pe la amiază început, ieri după masă. Hai, wow! Uite ce tare e! Gheață cu zăpadă și rupturi de vapoare sparte. Glumesc! Observați, dar pe pietrele astea e gheață, e efectiv un acoperământ de gheață. Pe fiecare piatră nu se mai vede piatra, e pur și simplu gheață. Deci n-am mai văzut niciodată așa ceva în Chicago. Văd că s-a și acoperit ecranul cu săpadă. Este ceva de vis. Deci așa ceva vezi în filme și arată foarte apocaliptic. Dar e un frig. Abia țin mâna pe camera și cred că tremur puțin pentru că e frig. Dar e super, super tare! Gata, ne apropiem de încheiere.
Am dat o tură prin zăpada asta frumoasă, albă și plină de, de gheață, pentru că lacul de lângă noi ne-a surprins astăzi. Arată ca în filmele de groază, dar nu știu, vara vie aici și ai atâta plaje, oameni care se joacă volei. Și deci acum, îți dai seama că e o plajă aici. Da, acum doar încrețituri de gheață, chiar și pe plajă. Nu mai vorbim în larg, în larg. Și sunetul pe care îl produce acum valurile din cauza că duce gheața aia și se tot lovesc bucățile, e foarte puternic sunetul. Asta e așa un pic înfiorător. Orizontul nu-l vezi, încă parcă e ceață, așa nu se vede foarte departe. Dar interesant. Cât ziceai că ai văzut că se simt afară? Afară sunt 0 grade, dar se simt ca la minus 7 aici pe lac. Poate se simt chiar mai mult de atât. Noi ne gândim că se simte mai mult un pic. E prea frig, e prea tăios frigul ăsta. Se și văd degetele mele. S-au făcut roz în extremități. Sperăm că v-a plăcut ieșirea noastră puțin așa în natură. Am vrut să vedem cum se schimbă orașul când ninge, pentru că e diferit, exact cum ziceai și tu acum, să vezi lacul vara și să-l vezi acum într-o furtună de zăpadă cu gheață și învolburat cu sunetele astea, e interesant. Vii vara pe malul lacului și te bucuri de verdeață, de oameni care ies cu căței la plimbare, cu copii, cu căruțele. Se joacă, se bucură de atmosfera din vară. Și iarna e cu totul diferit. Arată foarte bine. Chiar mă bucur că arată așa și că am prins o vreme de felul ăsta. Pentru că, până la urmă, noi nu trăim aici, pe malul lacului. Nu ne deranjează să fie... E spectaculos. Da. Asiști ca la un spectacol și după aia te duci acasă și... Ne căldurică. Te bucuri. Sperăm că v-au plăcut cadrele, ne bucurăm tare mult că am reușit să ridicăm și drona, chiar dacă e frig. Văd acum în bordul tău de la mașină că zice minus 0,5 grade, dar da. Da, e frig, e foarte frig afară. Lăsați-ne într-un comentariu cum e vremea la voi, de unde sunteți, dacă ninge, dacă plouă, ce temperatură aveți, să aflăm și noi. Cu ce vă luptați, exact. Ce vedeți pe fereastră. Am zis că pe Telegram putem să comunicăm mai ușor, putem să interacționăm unii cu alții mai ușor și ar fi fain să postăm fiecare ce imagine are, nu? Mm-hmm. Fiecare ce dați-ne atmosferă are. Dați-ne un ad pe Telegram și acolo o să vă mai punem noi Ionuț, întrebări. Ionuț și Oana. Oana și Ionuț Tamaș, așa se numește canalul și noi deja l-am făcut de vreo săptămână, două, l-am anunțat și pe Instagram și aici pe comunitate, dar nu într-un vlog. Deci dacă vreți să comunicăm și acolo și să ne scrieți cu drag pe canalul ăsta de Telegram. E foarte fain, idee că e un fel de WhatsApp, de asta îl face așa puțin mai personal. Instagram-ul e așa mai rece, profesional, pe când Telegram-ul și WhatsApp-ul sunt așa mai apropiate. Noi vă dorim numai bine, multă sănătate, stați la căldură. Ceai cald. Ceai cald, lopeți bune. Noi n-avem lopate. Și... Am auzit că în Arad plouă, așa că umbrele sănătoase. Trebuie să ne luăm și noi o lopată. Spuneai tu acum deja întrebarea cum o să parcăm, că dacă nu mai prindem locul pe care l-am dezăpezit. Mergem la magazin, luăm o lopată și ne facem și noi un loc. Pentru că azi noapte am văzut în fața blocului ceva locuri libere, doar că sunt pline de zăpadă acum. Vedem noi. Numai bine, pa, pa!